Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecat. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Ne oprim aici deocamdată. De semnul fiarei, de ultima parte, ne vom ocupa data viitoare mai pe larg. Această a doua fiară pe care o vede Ioan în viziunea lui e cel de-al doilea instrument al satanei prin care înșeală lumea și persecută pe sfinți. Iar dacă prima fiară reprezintă lumea politică, aceasta a doua fiară reprezintă lumea religioasă. Deci avem de-a face cu un sistem politico-religios controlat de satan, împuternicit de satan. Iar această a doua fiară e brațul lui religios în lumea asta. De-aia e numită mai încolo în carte și prorocul mincinos. Și de-aia prima fiară iese din mare, iar a doua din pământ. Lucrează pe teritorii diferite, dar au același scop. Scopul lor e ca oamenii să se închine lui satana prin supunerea lor față de fiara din tâi. Adică față de acest duh antichrist care îi călăuzește pe conducătorii lumii, care nu vor să-i se supună lui Hristos. Vă aduc aminte că în acest capitol avem de-a face cu închinarea, adică cu supunerea. Cui te supui, de cine asculți, aceluia îi te închini. Asta înseamnă închinare. Și putem vedea aici chiar și o trinitate satanică. Balaurul ia locul tatălui, fiara din tâi ia locul fiului, vrea să fie regele pământului, iar fiara a doua ia locul Duhului Sfânt. La fel cum Duhul Sfânt ne trimite la Hristos, aceasta a doua fiară ne trimite la prima fiară. Iar oricine îi se închină primei fiare, îi se închină de fapt satanei. Ăsta e scopul final. La fel cum cine are pe fiul, are pe tată. Cine are pe prima fiară, are pe satană. Același lucru. La fel cum Trinitatea lui Dumnezeu are lucrarea ei în lumea asta, și Trinitatea satanică are lucrarea ei. Scopul final fiind, repet, închinarea. Satana vrea să fie ca Dumnezeu. Vrea închinare de la oameni. Și tocmai de-aia își creează în lumea asta un sistem fals, politico-religios, prin care îi păcălește pe oameni să îi se închine, folosindu-se de aceste două fiare. Și, ca o paranteză, eu mereu când văd începutul anului școlar sau zilele comunei nu știu care, și văd acolo prezent primarul și preotul, la asta mă gândesc. Fiara din tâi, fiara a doua. Fiara politică, fiara religioasă. Cum lucrează? E un sistem politico-religios format de satan. Și închid paranteza. Astea sunt doar gândurile mele atunci când văd lucrurile astea. Văd cele două fiare cum lucrează. La înșelarea oamenilor. Și atenție, chiar dacă Ioan le prezintă succesiv, ambele fiare activează în lume în același timp. El doar ne prezintă, am văzut o fiară, am văzut a doua fiară. Nu ne dă o cronologie, fiara a doua vine după prima. Nu asta e ideea. Nu înseamnă că vine una după alta. Vedem că fiara a doua face minuni înaintea fiarei din tâi. Conlucrează amândouă. Ioan are o viziune cu niște imagini simbolice prin care ne prezintă tot ce face satana în toată această perioadă, dintre prima și a doua venire a Domnului Iisus. Aceste două fiare sunt instrumentele lui principale de amăgire. Acest sistem politico-religios. Dacă fiara din tâi vrea să-i fure regalitatea lui Hristos, funcția de rege,
Aceasta a doua fiară vrea cumva să-i fure funcția de profet și preot. Satana vrea cu orice preț să contrafacă lucrarea lui Dumnezeu și să ceară închinare. Iar dacă prima fiară cuprinde toate stăpânirile, împărățiile, autoritățile acestei lumi, 10 coarne și 7 capete, cifre simbolice, 10 reprezintă o totalitate, 7 ceva de plin. A doua fiară îi cuprinde pe toți prorocii mincinoși și învățătorii falși care amăgesc lumea în tot veacul acesta. Și îi persecută, bineînțeles, și ei pe adevărații credincioși. Persecuția pentru credincioși vine și din partea politică și din partea religioasă. Și vedem clar că asta se întâmplă și s-a întâmplat mereu în lumea asta. Iar toți acești învățători mincinoși, cu toții se dau miei, arată ca niște miei, dar vorbesc ca niște balauri. Exact așa cum e descris această fiară. Par inofensivi și blânzi, arată ca niște miei. Și ca să vă dau câteva exemple, gândiți-vă la Benny Hinn. Nu e un om agresiv, gândiți-vă la Buddha, Dalai Lama, Maica Tereza, Papa, preoții din religiile false, ortodoxe și catolice. Gândiți-vă la orice învățător mincinos. Arată ca niște miei, dar vorbesc ca niște balauri. Învățăturile lor sunt stricate, sunt demonice. Singurul care i-a semănat cu un miel în cartea Apocalipsa e Hristos. Învățătorii falși încearcă mereu să limite pe Hristos. Vor părea blânzi ca niște miei, dar din gurile lor vor ieși învățături demonice, satanice, care vor face pe oameni să se închine fiarei din tâi, duhului lumii acesteia, sau duhului lui Antichrist. Le prezintă oamenilor un Hristos fals și o cale de mântuire falsă. Antichrist nu înseamnă doar contra lui Hristos. În greacă, anti înseamnă și înlocuitorul lui Hristos. Orice Hristos fals e un antichrist. Și de acest duc sunt călăuziți toți prorocii și învățătorii mincinoși. Chiar dacă aparent par blânzi, parcă luptă împotriva păcatului, vor pace, 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 să fie pace peste tot. Într-un final, te fac să te închini duhului lumii acesteia. Te fac să te închini fiarei din tâi. Să fie bine, să nu fie rău, fiecare cu credința lui, o pace din asta falsă, fără Hristos. Sau cu un Hristos fals. Ăsta e duhul de care sunt călăuziți toți învățătorii mincinoși. Vă mai aduc aminte și că tot Noul Testament e plin de avertizări cu privire la învățătorii mincinoși. Așa sunt caracterizate mereu vremurile din urmă. Adică toată epoca bisericii, pline de minciuni și amăgire. Suntem îndemnați mereu să veghem asupra acestor lucruri. Domnul Iisus și apostolii ne-au avertizat clar cu privire la lucrurile astea. Vor veni mulți învățători mincinoși. De-aia trebuie să veghem, nu să punem botul la oricine iese în cale și vorbește mai blând. Sau vorbește șuierând și ne place nouă că ne gândim urechile. O, tălpul ăla vorbește gros, e agresiv. Ăsta vorbește blând, îmi place, mă mângâie. Asta le place la oameni. Să-i mângâi, nu contează ce le spui. Să le gâdii urechile acolo. Și asta fac învățătorii mincinoși. Par niște miei, dar învățăturile lor sunt învățături satanice. Iar pentru Satana nu contează cui te închini și în ce mod o faci. Atâta timp cât nu te supui adevăratului Hristos. Nu auziți astăzi tot mai mulți oameni care se dau oameni buni, evlavioși, și zic că nu contează ce crezi. Spune-i Dumnezeu, spune-i Universul, spune-i cum vrei tu. Hai să nu ne certăm. Ăsta e duhul lui Antichrist. Oriunde auziți vorbele astea, spune-i Dumnezeu, spune-i Universul, spune-i cum vrei tu, e duhul lui Antichrist. Această pace și unitate falsă fără adevăratul Hristos și fără adevăratul Dumnezeu. Asta promovează cele două fiare. Asta promovează cele două fiare. Dar, spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, în capitolul 5, când vor zice pace și liniște, când lumea în sfârșit va zice gata, pace și liniște,
atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Ăsta va fi sfârșitul. Deci scopul celor două fiare nu e să ajungă să domine lumea prin forță. Războaie nucleare și tot felul de filme din astea. Nu. Vor zice pace și liniște. Pace și liniște. O pace și o liniște falsă, fără adevăratul Hristos și adevăratul Dumnezeu. Un sistem politico-religios construit de Satana, prin care ți se prezintă un Hristos fals și un Dumnezeu fals și un sistem de închinare fals. Asta fac cele două fiare ale lui Satana în lumea asta. În spatele cortinii. Dumnezeu ne arată ce se întâmplă în spatele cortinii. În tot veacul acesta, în toată această perioadă, între prima și a doua venire a Domnului Isus. Și acum, că am înțeles imaginea mare, să revenim la textul nostru. De versetul 11 ne-am ocupat deja. Sper că s-a înțeles ce înseamnă că fiara are două coarne ca un miel și vorbește ca un balau. Versetul 12. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Deci, această fiară e împuternicită de prima fiară, care la rândul ei e împuternicită de Satan. Iar misiunea ei e să-i facă pe locuitorii pământului, care am zis că peste tot în carte sunt cei necredincioși, cei care nu vor fi mântuiți niciodată, cei ce sunt pe calea pierzării, să se închine primei fiare, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Să se supună primei fiare. Și aici vedem că fiara e prezentată ca întreg. Fiara cu rană de moarte. Nu se referă doar la capul rănii de moarte. Și așa trebuie să o vedem și noi, ca un întreg, prin ochii lui Dumnezeu, din veșnicii, din afara timpului și spațiului. Ea cuprinde toate împărățiile lumii. Și am vorbit deja ce înseamnă că această primă fiară are o rană de moarte. Hristos, la cruce, i-a dat o lovitură de moarte fiarei, dar tot el o mai lasă să trăiască puțină vreme. Adică în toată această perioadă, între prima și a doua lui venire. Mai departe, de la versetul 13 vedem cum îi înșeală a doua fiară pe locuitorii pământului. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Cine a făcut să se coboare foc din cer în Biblie? Ilie. În ce context? Vrând să le demonstreze prorocilor falși că el este adevăratul proroc al Domnului. Ăsta era semnul că Ilie e adevăratul proroc al Domnului. Exact asta vor încerca să facă și acești învățători mincinoși. Nu vor coborâ literal foc din cer, nu asta e ideea, ci vor face minuni atât de mari încât oamenii vor crede că le fac de la Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu e cu ei, că ei sunt slujitorii Domnului. Cum îi vedem și pe cei din Evanghelia după Matei, capitolul 7. N-am făcut noi multe minuni în numele tău, niciodată nu v-am cunoscut, le spune Domnul Iisus. Ei făceau minuni și pretindeau că le fac în numele Domnului. Domnul Iisus spune, niciodată nu v-am cunoscut. Și da, vedem clar în Scriptură că e posibil ca învățătorii mincinoși, împuterniciți de Satana, să facă minuni. Uneori fac doar magii, tot felul de trucuri din astea, uneori chiar sunt împuterniciți de Satana să facă minuni. Vedem asta la magicienii lui Faraon. Imitau minunile lui Moise. A transformat Moise toiagul în șarpe, au făcut și ei la fel. Cum au făcut aia? Că ăla nu era un simplu truc acolo. Sau îl avem pe Simon Magul în Noul Testament. Ăsta putem spune că făcea tot felul de trucuri din astea. Dar ce zicea lumea despre el? Asta e puterea lui Dumnezeu. Când el de fapt era un magician care făcea trucuri. Dar lumea zicea, asta e puterea lui Dumnezeu. Fapte, capitolul 8. În cetate era un om numit Simon care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, atenție, toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luarea minte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu. Cea care se numește mare. Îl ascultau cu luarea minte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Lumea e credulă. Lumea pune botul la orice minune.
Dacă văd acum o icoană unsă cu ulei, gata, plânge icoana. Nu au discernământul necesar să cerceteze lucrurile astea. Discernământul ăsta vine de la Duhul Sfânt. Ei orice minune o pun pe seama lui Dumnezeu. Pentru că nu au Duhul Sfânt. Locuitorii pământului, cei necredincioși, nu au Duhul Sfânt. Și tocmai de-aia e așa ușor să fie înșelați. E foarte ușor. Orice magician îi poate înșela. Ce să mai spunem dacă ar fi minuni cum au făcut magicienii lui Faraon? Să vadă un toiag în fața lor transformat în șarpe. Gata, Dumnezeu e cu oamenii ăștia. Asta e puterea lui Dumnezeu. Pot fi înșelați foarte ușor. Și vă aduc din nou aminte și vreau să accentuez lucrul ăsta de fiecare dată, că locuitorii pământului din cartea Apocalipsa sunt cei nemântuiți. Ei sunt înșelați. Am văzut data trecută că în versetul 8 scrie foarte clar că aceștia sunt cei ce nu au numele scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului. Adică cei ce nu vor fi mântuiți niciodată. Ei sunt vasele mâniei, fiii veacului acestuia, cei ce sunt pe calea pierzării. Așa îi numește Scriptura. Locuitorii pământului sunt toți necredincioșii. Credincioșii sunt locuitorii cerului. Ei sunt persecutați și omorâți de fiară, pentru că nu îi se închină și nu se lasă înșelați. E foarte important să ținem minte termenii ăștia, denumirile astea și acest contrast între credincioși și necredincioși. Locuitorii pământului, locuitorii cerului. Sau sfinții. Cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Iar imaginea trebuie privită din veșnicii. Dumnezeu împarte oamenii în două. Și ne dă o imagine panoramică cu tot ce se întâmplă în veacul acesta. Necredincioșii, locuitorii pământului, sunt înșelați. Credincioșii, locuitorii cerului, sunt persecutați. Trebuie să ținem mereu cont cum trebuie să privim aceste viziuni. Din veșnicii, prin ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu intră în detalii. Ne dă o imagine de ansamblu a veacului acestuia. Și aici vedem cum anume sau prin ce metode sunt înșelați necredincioși. Prin semnele pe care le făcea a doua fiară. Atenție, semnele pe care i se dăduse să le facă. Dumnezeu îi îngăduie să facă aceste semne. Dumnezeu îngăduie ca oamenii să fie înșelați de minunile acestor proroci mincinoși. Și asta se va întâmpla și la final. Citim în 2 Tesaloniceni, în capitolul 2, că Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire oamenilor care nu primesc adevărul. Atunci când se arată Antichrist cu semne și minuni, Dumnezeu îi va lăsa pe oameni să fie înșelați. Și Antichrist se arată pe parcursul istoriei, dar nu într-un mod deplin. Da? Prin acești proroci mincinoși. Și prin conducătorii lumii acestea care se împotrivesc lui Hristos. Toți sunt călăuziți de Duhul lui Antichrist. Dar la final, e ca o întrupare a acestui sistem în persoana lui Antichrist. Dar nu despre asta vorbim acum. Să continuăm. Tot în versetul 14, a doua parte, zice: ea, fiara a doua, a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Deci fiara asta religioasă îi pune pe locuitorii pământului, pe cei necredincioși, să facă o icoană primei fiare, fiarei politice, fiarei mari din spatele lumii acesteia căruia Satana i-a dat toată puterea. Iar limbajul e unul simbolic, bineînțeles. Noi trebuie să înțelegem lucrurile astea din punct de vedere spiritual. Scopul acestei fiare este să te facă să te supui împăraților și autorităților lumii acesteia care sunt călăuziți de Satana. Să te închini chipului lumii acesteia. Să te conformezi regulilor și închinării false și idolatre a lumii acesteia. Asta e icoana fiarei. E chipul lumii acesteia. Limbajul e unul simbolic. Nu e vorba de nimic fizic, nu va fi o icoană vorbitoare, nu e vorba de statui vorbitoare, de inteligență artificială care dă comenzi. Nu despre asta e vorba.
mesajul transmis prin aceste imagini, unul duhovnicesc, spiritual, are legătură strict cu închinarea idolatră, cu închinarea care îl ofensează pe Dumnezeu, cu o închinare firească după chipul lumii acesteia. Iar cine nu se supune chipului veacului acestuia, va fi omorât. Cine nu se supune gândirii, principiilor veacului acestuia, va fi omorât. Și imaginea de aici pare să fie preluată din cartea lui Daniel. Acolo unde Nebucanețar face o statuie cu chipul lui și îi pune pe toți oamenii să se închine la acel chip. Toți s-au închinat în afară de adevărații credincioșii Domnului. Ce s-a întâmplat atunci, din punct de vedere fizic, are o interpretare spirituală pentru noi azi. Nu va mai fi niciodată ceva fizic. Nu va fi o statuie, nu va fi nimic material pe care să pui mâna, nu va fi inteligența artificială. Nu despre asta e vorba aici. E vorba de închinare și atât. Și noi azi trăim în Babilon, într-un Babilon spiritual. Și astăzi Nebucanețar, Satana, Dumnezeul veacului acestuia, are o icoană, un chip la care toți locuitorii pământului se închină, îi se supun. Astăzi, acum. Nu e ceva ce va avea loc undeva în viitor. Nu, asta se întâmplă în tot veacul acesta, în toată această perioadă, între prima și a doua venire a Domnului Iisus. Dumnezeu ne prezintă ce se întâmplă cu necredincioșii și ce se întâmplă cu credincioșii. Credincioșii sunt omorâți, necredincioșii sunt înșelați. Și credincioșii, bineînțeles, sunt omorâți pentru că nu se supun chipului veacului acestui. Credincioșii adevărați ai Domnului, cei scriși în cartea vieții mielului, nu îi se vor supune niciodată fiare. Și nici chipului ei. Ei nu sunt din lume, ei nu au cetățenia pe pământ, nu sunt locuitori ai pământului, ei sunt locuitori ai cerului. Ei se închină Creatorului în duh și în adevăr și păzesc poruncile lui, nu poruncile fiarei. Ascultă de Dumnezeu și urmează pe Dumnezeu. Chiar dacă ar fi să fie aruncați în cuptor aprins, nu se vor lepăda niciodată de credința lor și nu se vor lăsa seduși de chipul veacului acestuia. Chiar dacă trebuie să moară pentru asta. Vă atrag din nou atenția, pentru că e foarte ușor să ne pierdem. Vă atrag din nou atenția cât de important e să înțelegem expresiile pe care le folosește Dumnezeu. Locuitorii pământului, locuitorii cerului. Doar locuitorii pământului, toți locuitorii pământului, scrie în versetul 8, niciunul nu scapă. În tot veacul acesta, toți locuitorii pământului, toți cei nemântuiți, cei care nu sunt scriși în cartea vieții mielului, sunt înșelați de fiară și se închină fiarei și icoanei ei. Indiferent cum ai interpreta icoana fiarei, ei asta fac. Asta ne descrie Dumnezeu că se întâmplă în spatele cortinei, în lumea spirituală. Ei asta fac. Se închină fiarei. Dar e imposibil ca credincioși adevărați să facă asta. E imposibil pentru că ei nu mai sunt din lume. Ei nu mai funcționează după gândirea și principiile lumii acesteia. Ei sunt cetățenii cerului. Sunt în lume, dar nu sunt din lume. Sunt călăuziți de Duhul Sfânt. Nu mai sunt călăuziți de Duhul veacului acestuia. Dumnezeu îi cunoaște și ei îl cunosc pe Dumnezeu într-un mod intim, personal. Și sunt uniți cu Hristos pe vecie. Au fost aduși la viață. Nu mai umblă după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, cum spune Pavel în Efeseni 2. Fiii neascultării sunt cei nemântuiți, cei necredincioși. Ei sunt călăuziți de Domnul puterii văzduhului, de Duhul veacului acestuia. Ei umblă după mersul lumii acesteia. Doar ei sunt înșelați de aceste două fiare. Doar ei vor gândi ca fiara și vor acționa ca fiară. Sunt călăuziți de fiară, aparțin fiarei, sunt sclavii fiarei. Asta înseamnă că au pe frunte și pe mâna dreaptă numele ei și numărul ei. Copiii lui Dumnezeu au pe frunte numele Tatălui și numele Mielului. Dar despre asta vom vorbi data viitoare în detaliu. Ce avem descris aici, în acest capitol, e de fapt ceasul încercării care a venit și vine peste lumea întreagă, despre care citim în Apocalipsa, capitolul 3. Atenție! Ce spune Domnul Iisus acolo? Are aplicație directă pentru acea biserică din secolul I. Nu e vorba doar de unii din viitor, de la finalul vremurilor. Nu! Apocalipsa 3:10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele,
tu, biserică din Filadelfia, din primul secol, fiindcă tu ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Să încerce pe cine? Pe locuitorii pământului. Cine sunt locuitorii pământului în cartea Apocalipsa? Poate în capitolul 3 nu înțelegem exact, pentru că e la începutul cărții, dar după aia, pe parcursul cărții, ni se revelează cine sunt acești locuitori ai pământului. Sunt cei nemântuiți, cei necredincioși. Domnul Iisus le promite aici credincioșilor, în primul rând, din biserica din Filadelfia, din primul secol, și apoi tuturor credincioșilor, pe parcursul istoriei, că vor fi păziți de acest ceas al încercării. Adică biruitorilor, sfinților care păzesc cuvântul lui, că vor fi păziți de această înșelare, de ceasul încercării, care vine peste lumea întreagă să încerce pe locuitorii pământului. Ei vor fi păziți pentru că păzesc cuvântul lui. Cum sunt păziți de înșelare? Prin cuvânt, rămân loial cuvântului lui Hristos. Așa suntem și noi acum păziți de această înșelare, de ceasul încercării care a venit peste lumea întreagă. Prin aceste două fiare în care Satana înșală lumea întreagă. Înșală pe locuitorii pământului. Așa suntem și noi păziți. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Rămânem loial cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne păzește de această înșelare. Cum? Prin cuvânt. Fără cuvânt nu ești păzit. Dacă nu păzești cuvântul lui Hristos, vei fi înșelat. Chiar dacă fiara îi omoară pe sfinți în lumea asta, ei sunt de fapt biruitorii fiarei. Fiara nu va reuși niciodată să-i înșele. Îi biruiește din punct de vedere fizic, dar ei sunt biruitorii ei. Ei o biruiesc pe fiară, prin loialitatea lor față de Hristos până la moarte. Așa că, dacă astăzi ești un creștin născut din nou, dacă ai crezut Evanghelia, dacă te-ai încrezut doar în Hristos și în jertfa Lui pentru mântuirea ta, dacă asculți de El și îl urmezi, ai biruit fiara. Ai biruit și o vei birui. Nu mai ai de ce să te temi. Credința ta te-a mântuit. Dumnezeu te-a pecetuit cu Duhul Lui. Ești al Lui. Te-a scos din lumea asta. Te-a scos de sub sclavia lui Satana și a fiarelor Lui. Nu mai ești sclavul lumii acesteia. Nu mai aparții lumii acesteia. Nu mai ești din lumea asta. Nu mai ești un locuitor al pământului. Acum ești un cetățean al cerului. Nu mai poți fi înșelat. Domnul Iisus, pentru că ai păzit cuvântul Lui și păzești cuvântul Lui, te păzește și El de acest ceas al încercării, de această înșelare care a venit peste lumea întreagă. Te păzește din punct de vedere spiritual. Asta vedem că se ruga și pentru ucenici. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Doar ce le-a spus că vor fi persecutați din punct de vedere fizic. A spus să-i păzească de cel rău din punct de vedere spiritual, să nu-i înșele. Și noi suntem păziți. Noi cei care am păzit și noi la rândul nostru cuvântul lui Hristos. Fiindcă păzim cuvântul Lui, ne păzește și El de înșelare. Asta e ideea. Și la final, vă aduc aminte și de două versete din 1 Ioan, capitolul 5. Ce spune Apostolul Ioan? Oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea, biruiește fiara. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Observați cum Ioan vorbește întâi la prezent continuu, biruiește, cine e născut din Dumnezeu biruiește lumea, și apoi la trecut, a biruit lumea. Pentru că a crezut că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Toți copiii lui Dumnezeu au biruit și biruiesc lumea. Biruiesc fiara și au biruit-o deja. Și fac asta prin credința în adevăratul Hristos. Ei sunt biruitorii fiarei din cartea Apocalipsa. Și cred în Hristos pentru că numele lor a fost scris în cartea vieții mielului înainte de întemeierea lumii. Pentru că încă din veșnicii Dumnezeu a ales să-i facă vase ale îndurării în Hristos. Și nu vor fi niciodată înșelați de Satana și de fiarele lui. Ei l-au biruit deja pe Satana și pe fiarele lui. Și îl vor birui. Ei vor rămâne loiali lui Hristos până la capăt. Chiar dacă ar trebui să moară pentru credința lor. Acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului, să fie lauda,
cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin.